este foarte interesant și ar putea fi catalogat ca fiind un paradox intrinsec. Dorința de îmbogățire a omului sănătos. Omul sănătos care nu suferă de nimic, are în permanență în interiorul domniei sale dorința de îmbogățire. Ba chiar trăiește o dramă când această dorință de îmbogățire nu poate fi finalizată. Din diverse considerente. Adevărul este că niciodată, ca om sănătos, nu te poți apropia cu tot sufletul și din toată inima de Dumnezeu. Pentru că dorința de îmbogățire este atât de mare la omul sănătos încât el își creează o iluzie de nemurire. Iluzie de nemurire total nefirească în spectrul real al vieții, dar firească pentru un om sănătos care nu simte durere, căci durerea te smerește. O durere cumplită sau aflarea unui diagnostic complicat te face să te gândești mai mult la Dumnezeu și la puterea ta de a-L percepe ca unică salvare. Ești bonlav? Ai aflat un diagnostic care te-a ucis din punct de vedere psihic? Singura ta scăpare, singura noastră scăpare, este la Dumnezeu. Căci Dumnezeu ne primește așa cum suntem. Și El ne -o poate oferi Ceea ce involuntar, pe nesimțite, căutăm, și anume o alternativă viabilă și de o veșnică la această viață. Fiți rezonabili.